Vine un moment în viața oricărui cititor când crede că nu va mai citi niciodată nimic. Eu sunt acolo. Tot spus în videoclipurile pe care le-am făcut că simt cumva că în ultimul an nu mai citesc așa cum o făceam înainte, că nu mai găsesc neapărat acea bucurie a lecturii pe care vreau să vă o transmit vouă, că sunt momente în care mă apuc de o carte și că o abandonez pentru 2 săptămâni, deși îmi place, doar că nu găsesc neapărat momentul acela de liniște, de a fi eu cu mine și să o citesc. Și am tot stat în ultimul timp să mă gândesc la care ar putea să fie motivele și cauzele acestui lucru. Am încercat cumva să îmi analizez viața și să văd unde este problema și mi-am dat seama că o parte din ea stă cumva și pe spinarea facultății de litere. Și anume, de când sunt la facultate, parcă m-am transformat în altcineva și nu zic neapărat că lucrul acesta este rău, din contră, chiar sunt bucuroasă pentru el, dar acea persoană care am ajuns să fiu nu mai știe să citească o carte din plăcere. În momentul în care stau cu o carte în față, îmi iau fața de profă critică și mă apuc și o analizez din toți rărunchii și nu stau să mă bucur neapărat efectiv de ea din plăcere. Și lucrul acesta este foarte frustrant pentru că nu toți suntem cititori elitiști. Nu toți suntem cititori critici și chiar dacă suntem, trebuie să recunoaștem că avem nevoie măcar în anumite puncte ale vieții și de cărți pe care să le citim din pură plăcere. Cărți care să nu fie de teorie literară, cărți care să nu fie de filosofie, de sociologie, de științe umaniste și de orice altceva, ci pur și simplu lecturi de plăcere. Mi-am propus pentru videoclipul de astăzi să încep și să documentez această călătorie a cititului din plăcere, așa că acest videoclip va fi unul atmosferic despre mine, încercând să îmi redescopăr pasiunea pentru literatură și nu o să fac această călătorie singură, am adus-o și pe Ioana, pe care voi ați mai văzut-o în videoclipul acesta, pentru că amândouă simțim că avem aceeași problemă în acest moment și anume că nu mai găsim timp pentru citit sau plăcere pentru citit, așa că ne-am propus ca într-o zi de sâmbătă să mergem, să ne plimbăm, să bem o cafea și să ne apucăm efectiv de citit, de cotrobuit cărți prin librărie și apoi să încheiem ziua cu o plimbare la teatru. O să vedem spectacolul Demonii, așa că are și mai multă legătură cu literatura decât ne-am fi putut dori și sperăm ca această zi să încununeze o nouă perioadă în viața noastră de cititoare. Aici e și Ioana pe care v-am promis-o. Noi în aceste secvențe încercam să găsim un local cât mai cozy care să ne ofere un sentiment de liniște și efectiv de regăsire a pasiunii pentru lectură și plimbându-ne am ajuns cumva la aceeași concluzie că nu neapărat facultatea de litere te face să nu mai ai această plăcere a cititului, ci mai ales masterul pe care noi l-am ales, pentru că din păcate nu avem cele mai strălucite materii acum, dar cu toate acestea am încercat să o dăm înainte cu lectura. Să citesc pentru acest videoclip cartea Neliniștea serii de Marieke Lucas Reineveld, o autoare din Olanda. Această carte se înscrie și în provocarea mea cu 12 luni, 12 femei care scriu, așa că vă invit să aflați mai multe despre ea. Și m-am bucurat foarte mult atunci când am început-o pentru că m-a captivat prin stilul de scriere, mi se pare ceva exact pe gustul meu. Este o carte cu multe metafore, dar tot limbajul este cumva extras din sectorașele brute ale lui, adică avem un limbaj super cotidian, un limbaj violent pe alocuri și se potrivește de minune cu subiectul cărții, care și acesta este unul traumatizant. Cum îmi place mie să citesc. Place să experimentez astfel de senzații prin literatură, așa că s-a potrivit de minune.
Dar, oricât m-am bucurat eu de o carte care nu este pentru facultate, Ioana nu a avut parte de același noroc. A citit o carte pentru disertație. Ea v-a povestit în videoclipul despre litere, despre subiectul pe care lucrează și anume teatrul francez în relație cu aplicațiile de dating din ziua de astăzi. Așa că aici citea Nunta lui Figaro de Beaumarchais. Și a menționat faptul că cel mai mult îi place la acest tip de teatru umorul foarte inteligent care cumva îi aduce ultimele forme de bucurie când vine vorba despre faptul că timpul este atât de limitat și că sunt atât, dar atât de multe cărți la care am vrea să ajungem și pe care am vrea cumva să le trăim, să fie experiențe palpabile. Sesiunea asta resim cam ce am simțit și în perioada în care îmi scriam licența, și anume faptul că nu mai citesc pentru că îmi place sau pentru că îmi doresc și pentru că trebuie. Și nu mai pot să citesc distrându-mă sau, nu știu, considerând că e așa o relaxare, ci totul trebuie să fie critic. Deci înainte să filmăm ceva foarte interesant, și anume că acum, odată ce ești în facultatea de litere, practic lectura nu mai e un act de plăcere, ci e un act de performanță. Da, e un act de performanță. Și așa, ușor, ușor, îți omoară pasiunea pentru citit. Da. Cel puțin în cazul meu, pentru că sunt și angajată. Și oricum timpul de citit e limitat cu mult față de ce a fost anul trecut. Sau acum 2 ani. În timpul ăla pe care l-ai, știi, îți pui întrebarea, băi, eu vreau să mai citești ceva sau prefer să, nu știu, mă uit la un film sau să fac altceva cu viața mea. Și din păcate, de multe ori, în ultimele luni, răspunsul a fost, prefer să fac altceva. Da, și chiar și cărțile de la facultate, care sunt interesante și faine și pe gustul nostru, nu ne putem bucura de ele, unele. Unele, da. Pentru că trebuie să citești mereu critic și să fii atent la construcție și la tot felul de lucruri și parcă nu mai am ajuns niciodată la sentimentul ăla de dinainte de licență sau de dinainte de facultate în general. Sentimentul ăla în care să citești pentru că îți place, nu pentru că trebuie. Mi se pare că facultatea de litere susține odată pasiunea lecturii și te învață. Mie mi se pare că ți-o creează. Ți-o creează. Nu știu dacă te susține, dar îți creează pasiunea pentru citit. Da, mă refeream cu susține în sensul în care înveți o mie de lucruri despre literatură. Și despre cum să privești literatura în general. Dar în același timp nu mai poți să privești prin ochii tăi. O privești prin 15.000 de lentile critice. Da. Chiar astăzi făceam research-ul pentru cursul nostru de hermeneutici ale imaginii pentru domnul Avram și uitându-mă la tablou cu, cred că se numește Lovers sau Kisses sau ceva de genul de la René Magritte, cred că știi. Da, adică o să-l pun și aici celebru pe ecran, da. Da. Na, eu am interpretat într-un fel tabloul respectiv, știi? Mă gândeam la etapa asta de infatuare, la începutul unei relații amoroase și cum nu-l știi pe celălalt când îndrăgostești. Și când am citit toate sursele critice care spuneau exact contrariul meu, eram ce bă, dar nu e în ochii privitorului. Adică, de ce nu prea mai e, într-adevăr, da. Nu prea mai e. Și am intrat și în librării, apoi ne-am uitat la tot felul de cărți. Evident, nu știam ce să cumpărăm, ce vrem să citim în perioada următoare. Ce... Burden, take the weight off my shoulders, I'm begging. Sunday morning, guess I'm sunk to my knees on my own words of solace, quicksand. Loads of friends by now, I see no one. They plead innocent, caught red-handed. Draw the curtains, balloons are deflated. No mercy, yeah. That's a crying for help. Help me. Yes, I cast a spell on myself. Se pare atât de trist că sunt atâtea cărți pe care vrem să le citim sau pe care trebuie să le citim și parcă niciodată nu o să ajungem la ele. Am avut și eu la un dat trauma asta. Ai depășit-o? Nu, doar au apărut alte lucruri în viața mea care cântăresc foarte mult acum, dar în sine, la un dat am avut așa vreo 2 ani în care mă gândeam că în viață n-ai fizic timp să citești sau să înveți câte chestii ți-ai dorit să înveți și cumva ajunsesem la crezul ăla că
tot, orice încercare gen e inutilă, practic, pentru că n-ai nicio șansă să înveți cât de mult ți-ai dori să înveți sau să citești cât de mult ți-ai dori să citești. Dar vreau asta, vreau să știu. Da, da, mai apare și întrebarea asta și, adică nu spun că să citești nu e minunat, dar nu e relevant și să trăiești. Și realitatea e că dacă majoritatea îți petrești timpul citind, cât mai trăiești, cât mai aplici teoria pe care o înveți, direct sau indirect. Da, măi, da, hai să ne gândim cât trăim prin literatură, totuși. I know. Și nu zic că nu este adevărat, doar că și experiența empirică cântărește destul de mult. Eu încă trăiesc prin literatură, momentan. Realizez că noi mergem la piesa de teatru după cartea asta. Wow! Păi 2:45, nu? Da. Cam atât o să dureze. Da, după asta am ajuns și la teatru. Piesa a fost destul de interesantă, ne-a plăcut. Nu l-a dat într-adevăr pe spate, poate pentru că nici nu mai gustăm neapărat acest stil super existențialist, să-i zicem, dar cu siguranță o experiență de genul acesta merită să o faci măcar o dată pe lună. Eu chiar susțin mersul la teatru și iubesc majoritatea pieselor pe care le văd. Aici eram deja în a doua zi și nu am putut să nu imortalizez și această zăpadă absolut mirifică. Eu iubesc și iarna, mai ales când vremea arată așa și ninge zile în șir, așa că m-am bucurat, doar că am revenit la realitate și la sesiunea în care mă aflu. Aici învățam pentru unul dintre examenele care a urmat imediat după filmarea acestui videoclip. Și unul dintre motivele pentru care nu pot să citesc atât cât mi-aș dori. Am primit cartea Neliniștea serii de la Cartepedia, așa că vă invit să aruncați un ochi pe site și să o comandați și voi dacă v-a atras ceea ce ați văzut până acum. După ce am terminat-o, pot să vă spun că aceste aproape 400 de pagini au fost mult mai brutale și mai violente decât mă așteptam. A fost o aventură cu totul și cu totul ciudată. Senzația pe care ți-o dă cartea asta, deși pare atât de inocentă, având în vedere că este scrisă din perspectiva unui copil care la început nu are mai mult de 10 ani, ce se întâmplă aici și felul în care este descris totul și anatomic este oribil, sincer, așa că trebuie să vă înarmați cumva cu răbdare atunci când o citiți și să fiți deschiși că se poate să vă afecteze mai mult decât v-ați imagina. Dar cu toate astea, tocmai pentru că o experiență, mă bucur super mult că am citit-o, mă bucur că am cunoscut-o pe autoare și chiar vreau să văd în alte romane ale ei ce face, dacă urmează cumva același tipar, dacă se folosește de această idee de traumă psihologică și fizică și verbală în literatură sau dacă merge mai departe de ea, dar cu siguranță Neliniștea serii este o carte pe care trebuie să o încerci, să vezi dacă îți place și dacă reziști și dacă ai stomacul suficient de tare încât să o citești. Printre lecturile mele viitoare aș vrea să se numere Yukio Mishima, O dimineață de iubire pură. Este un volum de proze scurte, parcă 3 al lui Mishima. Eu l-am mai citit cu 2 cărți și îmi place. Aș fi dorit totuși să am un alt roman de-a lui, dar cine știe, poate o să-mi prindă foarte bine în această perioadă cartea.
Și aș mai vrea să citesc neapărat acum până în prima jumătate a lui februarie cartea Întinde mâna Tiberiu de Horea Sibișteanu. Este un bildungsroman în care urmărim traiectoria lui Tiberiu, care cumva se scindează la un moment dat în viața lui și vrea cumva să își asambleze aceste identități din puzzle-ul vieții și să-și formeze o personalitate coerentă. Atât e tot ceea ce știu despre carte. Sunt curioasă cum este scrisă și dacă o să-mi placă. Așa că da, cam asta a fost videoclipul. Spuneți-mi cum vi s-a părut, voi cum sunteți în perioada asta, dacă sunteți bine cu cititul și pe alte planuri. Vă aștept în comentarii să vorbim mai multe și vă doresc enorm de mult spor la citit și numai bine. Pa, pa, cei mai pasionați cititori de pe internet!